Mulțumesc, Andreea. Câte ceva e o expresie potrivită, pentru că realmente vreau să vorbesc după tine, care ai cuprins cumva liniile esențiale și de mare interes din cele trei părți. Ca să vă las mai mult timp cu autorii, am să încerc să fiu sintetic, scurt și să spun ce mi-a plăcut, dar chiar aș putea folosi și verbul mai tare, ce m-a impresionat în cele trei părți. Debutul Cristinei Vreme și cred că se vorbește deja foarte mult, deși cartea a apărut doar de câteva zile și sunt convins că se va vorbi cu mai multă sau mai puțină ură sau părtinire, cu admirație și cu aceeași visceralitate din carte, probabil în perioada următoare. E o carte, după părerea mea, pe care nu ai cum să ignori. Și sunt convins, spuneai că e prima carte și că te-ai gândit că mai are, ar trebui să mai aibă două, trei volume înainte, eu sunt convins că le mai are, doar că le țin ascunse și nu ne spune despre ele, pentru că literalmente e greu de crezut că cineva aflat la prima carte poate avea o asemenea stăpânire a mijloacelor tehnice, poate avea o asemenea forță dincolo de construcția tehnică, e reproșabil, are o forță absolut incredibilă. E o carte cu accente hipnotice, am spus-o și la lansarea de la Galați și o spun și acum, nu sunt doar cuvinte mari, pe mine m-a impresionat. Poate că ar merita spus și faptul că autora este licențiată în filozofie și în istoria artei și asta se vede, lasă o amprentă indelebilă asupra scriturii ei, pentru că pe de o parte există o utilizare a filozoficului în acest roman, care după părerea mea e unul dintre lucrurile cel mai greu de făcut în literatură. După mine există doar foarte puțini autori, sau cel puțin dintre cei pe care am citit eu, foarte puțin sunt cei care reușesc să introducă credibil și într-un mod cu adevărat valid, estetic, filozofia în literatură. Agresiunea spune că e o adevărată complexitate ascunsă în spatele caracterului oarecum accesibil al narațiunilor și al celor patru linii narrative care construiesc personajele. Dincolo de poveștile celor patru femei care creează așa un soi de obiect polimorf, aproape multidimensional, aș spune, în acest roman, dincolo de asta există o meditație profundă asupra lucrurilor fundamentale, asupra vieții, morții, suferinței. Iarăși, puteți să mă autocitez, dar am să o fac, pentru că am spus lucrurile pe și la Galați, aș vrea să le spun și aici. Există o cunoaștere a omenescului care e absolut frapantă la cineva care e atât de tânăr până la urmă și de neexperimentat în drumul vieții, îmi permit să dincolo de asta există un soi de ochi așa lucid și oarecum malevolent până într-un punct asupra existenței. Uite, am vorbit despre un fel de structură gnostică și un fel de feeling gnostic al cărții până într-un anumit punct, dar ca la mai toți mari pătimitori, să spunem așa, ai literaturii, cartea se încheie cumva cu un semn către un drum luminos al personajului feminin central, până la urmă, care este Ada. Cea care rupe cumva și iese cumva din acea spirală a răului care a atins mai toate generațiile dinainte ei. Cartea Cristine este, din punctul meu de vedere, o carte remarcabilă, absolut remarcabilă și sunt convins că vom auzi multe și foarte bune despre Cristina Vreme și un viitor. Ca să spun totuși, ca să-i dau totuși un mix fan, să-mi permit să văd chestia asta, i-a sugerat că viitor să fie un pic mai atent la momentele care țin de tehnică. Vorbesc la un moment dat de o mascara cu cuvă, cred că se cheamă scamator. Ok? Dar în rest, n-aș găsi prea multe de reproșate aceste cărți.